know you say you know me well. Hai să ne cunoști mai bine. Dă un like pe Facebook. Keep in touch with people. Radio Europa FM. Păi, din momentul ăsta suntem live și pe pagina de Facebook Radio Europa FM, pentru că alături de noi se află psihoterapeutul Gașpar Gheorghe, din nou pe drum cu prioritate. Bine ai revenit, Gașpar. Bine te-am regăsit, Radu. Ne bucurăm tare mult să ne întâlnim din nou în direct. Deși într-o perioadă foarte, foarte dificilă, așa cum ne spuneam și ascultătorilor noștri, trecem prin perioada asta grea împreună și sunt foarte mulți oameni care își pierd viața zilnic în spitale din cauza acestui virus. Cum discutam și ceva mai devreme, sunt oameni despre care am auzit, sunt oameni despre care ne povesteau alții, însă uite că cercul se închide cumva și deja sunt oameni din propriile noastre familii și am vrea să te întrebăm cum putem să gestionăm durerea asta. De a pierde pe cineva drag. Exact, cred că pierderea unei persoane dragi e una dintre cele mai mari dureri și dificultăți cu care ființa umană se poate întâlni. Și din păcate nu există scurtături, nu există o variantă simplă, nu putem fugi de propriile emoții. Sigur că e și această strategie, însă ea doar complică existența umană. Așa că cel mai sănătos lucru atunci când trecem printr-o astfel de perioadă foarte, foarte dificilă reprezentată de doliu, e să ne dăm voie să vorbim despre ce simțim, despre ce trăim, despre care sunt emoțiile noastre, care sunt fricile noastre și de asemenea să păstrăm în amintirea noastră și toate acele experiențe pozitive pe care le-am avut cu persoanele care nu mai sunt fizic alături de noi, că vorbim de un părinte, de un bunic, de un frate, de un coleg sau poate chiar de un copil. E foarte, foarte important să ne păstrăm cumva speranța și încrederea că viața merge mai departe și că de aici încolo responsabilitatea noastră este să trăim și în locul persoanei care fizic nu mai este alături de noi. Cumva, dincolo de această perioadă de jale, de durere, de foarte multă încărcătură emoțională, să ne dăm după aceea voie să avem din nou obiective, să avem din nou planuri, pentru că viața pentru noi merge mai departe, chiar dacă cu această pierdere. E, oricum, e un moment cumplit prin care treci și trebuie să îți gestionezi sentimentele și emoțiile foarte, foarte bine și ne-ai dat câteva sugestii ceva mai devreme despre ceea ce trebuie să facem în cazul ăsta nefericit. Ne-ai adus și o carte, se numește Promitem Tată și este scrisă chiar de președintele american, Joe Biden. Despre ce este vorba, Gașpar, în această carte? E o carte pe care am luat-o pentru prima dată în mâini săptămâna aceasta și convingerea mea a fost aceea că va fi una plictisitoare, definită de politică, definită de evenimente care nu mă interesează în mod deosebit. Însă m-am înșelat extrem de tare, Radu, pentru că în această carte președintele Joe Biden ne prezintă ultimul an din viața fiului lui, primului născut, Beau. E cel care a decedat la vârsta de 46 de ani, răpus de un cancer la creier. Și autorul prezintă trăirile, experiențele, felul în care a trecut prin tot acest doliu. Și partea cea mai frumoasă, Radu, este aceea că ne ajută cumva să ne menținem speranța. E o carte în care aflăm și despre politicianul Biden, însă în special despre tatăl Biden, despre cum a reușit el să fie alături de copiii săi. Și el a trăit o foarte mare pierdere în 2015, atunci când Beau a murit, însă a mai trăit o pierdere atunci când prima lui soție și fiica lor de doar 13 luni au murit într-un accident de mașină. Deci e o carte care cumva ne pune pe gânduri, e cutremurătoare pe alocuri, dar în același timp ne transmite că viața merge mai departe și că există speranță, există posibilitatea de a ne bucura la un moment dat și de ziua de mâine, dacă respectăm trei reguli apropo de ce scrie Biden în carte, și anume să avem ceva de făcut, pe cineva de iubit și să știm de ce ne trezim în fiecare dimineață pentru a ne trăi viața. Ce interesant. De altfel, este o carte pe care ascultătorii Europa FM o vor putea câștiga în următoarele minute pe drum cu prioritate. Gașpar, duminică ne auzim la antrenorul părinților. Duminică de la ora 11 împreună cu Mirela Retegan vă așteptăm la antrenorul părinților și de această dată vorbim despre ce contează mai mult în viața unui copil, să fie fericit sau să se întâlnească cu succesul. Împreună cu Mirela căutăm răspunsul la această întrebare și evident că venim cu foarte multe exemple, cu foarte multe dovezi științifice apropo de ce ne spune psihologia relațiilor.
cu adevărat pot fi copiii noștri doar fericiți sau viața e mai mult de atât? Și succesul înseamnă că nu e neapărat fericire sau nu ți-aduce fericirea? Sau exact, cum? Exact. Din punctul meu de vedere, succesul nu garantează fericirea în viață. Este foarte important să punem accent pe starea de bine a copiilor noștri și momentul în care adultul devine obsedat de fericire s-ar putea să-i facă mai mult rău decât bine copilului. Însă vorbim pe larg duminică de la ora 11 și într-adevăr cartea Promitem Tată timp de 3 zile este disponibilă cu reducere pe pagina de psihologie.ro. Promitem Tată, o carte scrisă de Joe Biden pe care o puteți câștiga și pe frecvențele Europa FM un pic mai încolo. Gașpar, îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu. Și te mai aștept oricând pentru copiii tăi.